Deși străină de neam și de o altă confesiune decât cea a poporului pe care avea să-l conducă, Regina Maria a iubit România mai mult decât oricine altcineva. Practic, în afară de uniforma albă pe care a purtat-o, toate fotografiile care sunt mărturie ale acelor vremuri, în toate apare îmbrăcată în portul popular românesc. Știți că regina a trecut la Ortodoxie în 1926. Nu ratați duminică la Realitatea Spirituală povestea reginei românilor și a unui spectacol impresionant. Și vă rog să nu uitați niciodată, încrederea în Dumnezeu este o călăuză în fericire și o mângâiere în suferință.